În noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 2021, la Piatra Neamț, izbucnea un incendiu devastator care a pus pe jar la propriu un întreg oraș. Ars vegetația uscată de pe 8 hectare pe dealul Pietricica, vântul puternic multiplicând efectele. Doar intervenția rapidă a pompierilor și, de ce să nu spunem, norocul, au făcut să nu mai existe și alte pagube materiale. În februarie 2022, în imediata apropiere a unei stații de combustibil, a unui liceu și a unui campus școlar unde se desfășoară activitatea Poliția Județului Neamț, există un câmp cu vegetație uscată. Este suficient un muc de țigară și un vânt puternic care se sufle pe direcția corectă ca să fie create primizele unui dezastru într-una dintre zonele aglomerate ale orașului. Intervine cineva?